La Bistrița, procesiunea de flori, aflată la cea de-a șasea ediție, a început la Biserica Sfinții Trei Ierarhi de pe strada Alexandru Odobescu, unde înalt preasfințitul Părinte Andrei a binecuvântat ramurile verzi care au fost oferite tuturor credincioșilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat semnificația sărbătorii floriilor, dar și a pelerinajului. Înainte de cea mai mare sărbătoare creștină, sărbătoarea Paștilor, ca un preludiu, sunt cele două zile, sâmbăta lui Lazar și duminica floriilor. Și în aceste zile de înainte prăznuire, în obiceiul creștinilor, s-a rânduit procesiune cu stâlpări, ca oamenii să-și aducă aminte de ceea ce s-a întâmplat atunci când Domnul Iisus Hristos a intrat triumfal în Ierusalim. Copiii, mulțimile, au luat în mâini stâlpări, mergeau în fața lui și strigau: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana întru cei de sus. Ei, lucrul acesta duhovnicește, încercăm să-l reedităm și noi. Acum cei de atunci și noi cei de astăzi facem lucrul acesta gândindu-ne la ceea ce spune Sfântul Pavel în citatul pe care vi l-am dat. N-avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe cea care va să fie. Omul este pelerin și de aceea, în momentele acestea sfinte, își aduce aminte cu seriozitate de starea în care se găsește. Ierarhul, preoți și credincioși, monahi și monahii, oficialități locale și centrale, tineri îmbrăcați în straie populare, având în frunte toaca, crucea, ripidele și praporii, au plecat apoi pe traseul strada Alexandru Odobescu, Bulevardul Republicii, piața Petru Rareș, piața Unirii, protopopiatul Bistrița și Biserica de la Coroana. În tot acest timp, oamenii au cântat troparul intrării Domnului în Ierusalim și pricesne specifice acestei perioade. În cel mai vechi monument istoric din municipiu, Părintele Mitropolit Andrei a oficiat slujba vecerniei. Ne bucurăm atât de mult că, iată, după pandemie am activat din nou această procesiune care ne duce cu gândul mai aproape de Betania, ne duce cu gândul mai aproape de Ierusalim, ne duce cu gândul spre Golgota și apoi trecând prin durerea crucii, a săptămânii mari, așa cum se numește, să ajungem la slăvita înviere. Bistrițenii noștri au fost prezenți, sute de credincioși, mii de credincioși au umplut străzile Bistriței. Pentru buna desfășurare a evenimentului, autoritățile au luat măsuri de restricționare a traficului în zona centrală a orașului. Și anul acesta ne-am bucurat împreună sute, mii de credincioși. L-am avut în mijlocul nostru pe înalt preasfinția sa, Mitropolitul Andrei. După procesiunea din oraș a urmat o slujbă, slujba de vecernie la Biserica de la Coroana, la care am participat cu sufletul plin de bucurie. Suntem în așteptarea floriilor, sărbătoare în care celebrăm intrarea Mântuitorului nostru în Ierusalim. Le dorim flori binecuvântate tuturor credincioșilor din țara românească. Procesiunea de flori de la Bistrița a fost organizată pentru prima dată în anul 2015.